Elevii târgujeni au fost cei care au participat la ședința de astăzi a Consiliului Local. Aceștia au stat de vorbă cu secretarul primăriei Elena Ungureanu, dar și cu Florin Cârciumaru, primarul Urbei. Pot să spun că în fiecare an m-am întâlnit cu copiii de ziua lor, în diferite puncte, pe diferite activități. M-aș bucura ca peste ani și ani o parte dintre dumneavoastră să se regăsească în componența Consiliului Local și, de ce nu, cineva dintre dumneavoastră să conducă chiar primăria municipiului Târgu Jiu. Bun. Copiii au atras atenția edilului că trebuie să-și îndrepte atenția și spre ei, iar drept urmare ar trebui să realizeze mai multe spații de practicare a sportului. O propunere din anii trecuți a fost înființarea unor bazine de not la care să aibă acces elevii. Doresc să știu dacă mai reprezintă un proiect. Aș vrea să propun înființarea unui patinoar sau extinderea celui de la Torcerita. Dacă ar fi posibilă facerea unei benzi speciale pentru bicicliști. Florin Cârciumaru și-a adus aminte că este în campanie electorală și le-a promis copiilor că va face tot posibilul pentru a le rezolva problemele. Patinoarul cerut de micuți este, în opinia acestuia, o certitudine. În colaborare cu ei, cu cei de la universitate, vom moderniza actualul bazin din curtea universității de la Debarcadero. Pentru luna decembrie, ianuarie, februarie, pentru lunile respective, să intrăm într-un parteneriat, așa cum se întâmplă în toate orașele, să amenajăm acest patinoar în interiorul, în incinta amfiteatrului. Deci eu vă asigur că vom avea de Crăciun, de sărbători, patinoar la Târgu Jiu. Printre promisiunile primarului s-a regăsit și realizarea unui centru pentru tineret. Edilul s-a dat bătut însă în fața problemei privind câinii comunitari și a precizat că patrupedele agresive pot fi stârpite doar prin măsuri aplicate la nivel național.